Accidentul a avut loc în cartierul Constanțean Inel 2, la intersecția străzilor Eliberării cu Dezrobirii. Accidentul s-a petrecut chiar pe trecerea de pietoni. Femeia a apucat să facă doar câțiva pași și a fost izbită în plin de autoturism. Ceea ce a urmat este greu de crezut. Șoferul a lăsat victima în agonie pe mijlocul străzii și a demarat în trombă de la locul accidentului. Martorii care au surprins scenele de coșmar au sunat imediat la 112. Femeia de 55 de ani a fost preluată de medicii de pe ambulanță în stare gravă și transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean Constanța. Între timp, polițiștii de la rutier au pornit pe urmele fugarului. Nu a trecut mult până când acesta a fost găsit, iar oamenii legii au și motivul care l-a determinat să facă gestul necugetat. Tânărul de 25 de ani se urcase la volanul Daciei cu care a provocat accidentul fără să aibă permis de conducere. În timp ce conducea un autoturist pe strada Eliberării, ajungând la intersecție cu strada Dezrobirii la marcajul pietonal, nu a acordat prioritate pietonilor angajați în traversare și a accidentat o femeie de aproximativ 55 de ani. După producerea accidentului, acesta a părăsit locul faptei fără încuvințarea organelor de poliție. Tânărul a fost identificat ulterior și a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat astăzi parchetul de pe lângă judecătoria Constanța cu propunere corespunzătoare. La finalul cercetărilor, bărbatul care va ajunge în fața magistraților constanțeni riscă să stea după gratii pentru cumul de infracțiuni: conducere fără permis, vătămare corporală și fugă de la locul accidentului.